lucru de notorietate că mișcarea sub orice formă înseamnă sănătate. Cercetătorii britanici au descoperit însă că poate vindeca și amețelile, în special baletul, care practicat cu regularitate provoacă anumite modificări ale creierului. De aici până la o terapie împotriva amețelii mai este mult de lucru, dar oamenii de știință sunt foarte optimiști. Orice iubitor de balet clasic s-a întrebat măcar o dată cum de nu amețesc dansatorii după zeci sau chiar sute de piruete în serie. Cercetătorii au găsit răspunsul chiar în școlile de profil. Elevii sunt învățați să-și îndrepte privirea spre un punct fix în timp ce se rotesc pentru a preveni amețeala. From a young age in ballet class, you run around pretend to be a fairy, you're just turning around on the spot. Then as you get older, you're taught what spotting is, so you whip your head round. Cercetătorii de la un colegiu din Londra cred însă că explicația este alta. Practicat cu regularitate, baletul produce anumite modificări în creier. Pentru a ajunge la această constatare, ei au convins zeci de balerine și sportive să se rotească într-un fotoliu. Le-au analizat activitatea cerebrală și au comparat rezultatele. The brain is a very plastic organ, and what happens to it is heavily dependent on what you do. And so with years of training, the brain remodels itself into a form that becomes quite resistant to dizziness. Rezultatele studiului pot duce la o terapie prin dans pentru persoanele care suferă de amețeli cronice, una mai eficientă și cu mai puține consecințe nocive decât cele actuale, bazate pe medicamente.